Bine v-am regăsit la Fabrica Doamnelor și Domnilor, ocazie specială pentru că este Crăciunul înainte de toate și sper că ați avut liniștea necesară să parcurgeți această zi așa cum se cuvine. Pe de-o parte, pe de-altă parte, specială și pentru că după mult timp și mulțumesc foarte mult a acceptat invitația la noi în emisiune președintele Partidului Liberal și fost primar al Capitalei, domnul Dorin Chirtoacă. Bună seara, domnule Chirtoacă! Bună seara, Crăciun fericit, domnul Tabără! Crăciun fericit și noastră și vă mulțumesc mult pentru faptul că ați acceptat să veniți. Vocea dumneavoastră nu s-a auzit multă vreme aici și sunt chiar curios dacă vom reuși în 35 de minute să facem ceea ce ne-am propus. Adică să aud punctul dumneavoastră de vedere, un fel de radiografie politică la zi, apoi să vorbim puțin și despre unionismul pe care vă străduiți să-l închegați în acest moment într-o perioadă critică pentru Moldova și pentru mișcarea unionistă și eventual să aruncăm și o privire de perspectivă asupra anului 2020, anul politic 2020, care va fi iarăși unul foarte important pentru Republica Moldova. Prezidențialele care sunt la termen, respectiv, cine știe ce alte vânzoreli politice. Am văzut, de exemplu, numai departe decât astăzi, că s-a vorbit despre felul în care cei din blocul acum ar dori să înainteze moțiune de cenzură împotriva guvernului Chicu sau pur și simplu să contribuie cumva la căderea acestui guvern. Și atunci, nu știu, poate pornim de aici sau de unde doriți dumneavoastră? Cum pornim arată? De la Crăciun. Pornim de la Crăciun pentru că cei care ne văd acum își pun întrebarea ce caut eu aici prima dată, dincolo de radiografia politică și toate celelalte. Și sunt obligat să fac câteva precizări. Vă rog. Eu n-am fost aici ani de zile și nu o să vin de acum încolo încă mult timp, probabil. Dar astăzi, fiind Crăciun, am acceptat să vin din respect pentru activitatea pe care a desfășurat-o dumneavoastră încă în perioada când eram student în România, parte de carte, emisiunile cunoscute din perioada anilor 2000. Și pentru că mi-am amintit un exemplu din istorie când în timpul primului război mondial, germanii și britanicii, de Crăciun, au jucat fotbal. Deci au ieșit din tranșee, au lăsat războiul, au făcut armistițiu, au băut șampanie, ce aveau ei acolo, băuturi tare, șnaps, eu știu ce, s-au veselit, au tras focuri de armă în aer, au jucat fotbal a doua zi dimineață. Nu vreau să lupte. După aia erau amenințați că vor fi împușcați din spate dacă nu continuă lupta. Au urmat după aceea 4 ani de război. Dar acel Crăciun este memorabil în istoria omenirii, când, cel puțin în această zi, n-a mai fost război. Și atunci am zis, de Crăciun vin pentru a spune niște lucruri și aici, să fie clar pentru toată lumea că nu-mi schimb discursul funcție de televiziunea la care merg. Dar cum nu am venit, așa nu o să vin nici de acum încolo, pentru că aceste televiziuni, trustul GMG, aparține de Plahotniuc, care a făcut ce a făcut în Moldova și care este fugit și am decis să boicotez de ani de zile, ținând cont de ce a fost și cum a fost. Legat de întrebările care mi le-ați adresat, e dureros că în secolul 21 noi călcăm pe urmele primilor secretari ai Partidului Comunist. Iată, astăzi sunt 30 de ani de când a fost împușcat Ceaușescu. Eu personal niciodată n-am fost de acord și nu o să fiu cu faptul că a fost împușcat de Crăciun. Și n-a fost un proces adevărat, a fost un simulacru. Altfel trebuiau să fie lucrurile. La un alt nivel. Dar așa a fost situația în acel moment. Erau zeci de oameni morți în acele zile la Timișoara și la București, inclusiv copii. Am citit o știre că circa 50 de copii morți în zilele Revoluției. Respectiv, noi n-am avansat cu nimic față de unde era România în 89. Din punctul meu de vedere. Pentru că noi ajungem să avem președinți de republică, lideri politici, care ieșuiază exact în același mod ca și Ceaușescu. Adică să aibă vile, averi, putere, încrengătură de corupție, la urmă să dea faliment și noi să avem un următor la fel. Așa a fost, începem de la Voronin, ca să nu mergem mai departe. Dar și Snegur și Lucinski, cu toate că domnul Snegur, cum așa a pierdut soția, nu este cazul să intrăm în discuții în ceea ce îl privește. Dar tot ceea ce s-a din 90 încoace, Voronin, după aceea Fila, după aceea Plahotniuc, acum Dodon, este același stil. Ajung la putere și fac îngrengătură din firme, televiziuni, oameni de afaceri, fel de fel de. Prin televiziuni spală mintea oamenilor precum că așa va fi bine. În realitate, vedem că ei își vor un stil de viață de evul mediu, de tip fanariot, în care ei să aibă vile, iahturi, iazuri personale, fel de fel de lucruri din astea care nu ți intră în minte în secolul 21, nicăieri în Europa nu sunt. Și noi facem același lucru de 30 de ani. Iată acum Dodon cu investigația care au făcut-o cei de la Ziarul de Gardă. La Sadova, exact ce și-a făcut Voronin la Pădurea Țiganca sau la Condrița.
Care este sensul? Pentru ce avem noi nevoie de asemenea politicieni? Moțiunea de cenzură, ce se face în Parlament, sunt acțiuni de opoziție ale blocului acum, ce trebuie făcut. Că așa e în democrație, dar lucrurile sunt mai adânci. Bun. Ce anume favorizează repetarea acestor greșeli? Unde stau lucrurile greșit? Doar în mintea politicienilor sau există o mentalitate mai largă, care e prea tolerantă? Sau unde vedeți dumneavoastră? Ce anume favorizează acest perpetuum? Acest eșec, un perpetuum eșec. Da. Mai mulți factori, evident. Și noi, cu mentalitatea noastră, naivi și creduli, de multe ori minciunile le credem mai ușor și fiind dulci, le înghițim mai repede, pe când adevărul care este amar, care este dur, care este crud, care trebuie înțeles, care trebuie pus în mintea mișcare, nu vrem să-l acceptăm. Și după ce facem toate erorile posibile și imposibile, ajungem să facem și câte un pas corect. Noi am avut scurte perioade de reușite în acești 30 de ani și lungi perioade de degradare și regres. Iată, acum să ne uităm... Cum este posibil ca într-un stat care se pretinde totuși a fi european, cu direcție europeană sau cum speră majoritatea cetățenilor sau cum cel puțin spune clasa politică sau cum acum ei spun că nici cu unii, nici cu alții, dar se joacă de aeroporturile parcă ar fi jucăriile de copii la grădiniță. Deci este evident că aeroportul este în continuare pe mâna lui Plahotniuc, cum a fost în 2013. Este evident că toți ăștia Rothschild și Gonciarin nu sunt decât niște oameni de paie. Este evident că își bate joc de toți prin anunțul ăsta care l-a făcut, că deja construiește terminalul 2, cer scuze, imediat a doua zi după ce a fost anunțată preluarea de către Gonciarenco. Iar Dodon nu suflă o vorbă despre asta, face joc de glezne și spune că el va deschide aeroport la Bălți și la Cahul numai pentru ca să nu-și dea rama pe față. Crede că, fiind șantajat cel mai probabil de Plahotniuc în continuare, el deschide alte aeroporturi în loc să rezolve problema cu aeroportul actual. Ați văzut aici două opinii. Una chiar a domnului Dodon, care spune în felul următor că indiferent pe una cu ea a intrat aeroportul, fie că e vorba de Gonciarenco, adică un exponent al Rusiei, fie de oricine altcineva, aeroportul va reveni în gestiunea statului. Pe de altă parte, Vladimir Voronin, la rândul lui, spune că atât Igor Dodon, cât și Ionchi Cuntoș de la Moscova au venit de acolo cu poruncă să deschidă încă două aeroporturi deja existente, cel de la Bălți și cel de la Mărculești. Și atunci, aici, care e opinia noastră? Iată, unul vine și spune, nu contează că e al rușilor, eu îl iau și îl dau statului înapoi. Este cert că Dodon nu este președinte al Republicii Moldova. Este un simplu executor, un implementator a agendei Federației Ruse în Moldova. El o face asta deja deschis, nici nu se ascunde. Până acum a jucat între doi, între Plahotniuc și Putin, acum a trecut total sub Putin și încearcă să rezolve între timp și interesele celor care au trecut de partea lui în Parlament, cei de la PD. Însă cu el noi putem ajunge la un eșec și mai mare față de ce am avut până acum, pentru că ar însemna să sucumbăm într-o dictatură de tip Coreea de Nord, cel mai probabil, fiind și sub ocupație străină. Pentru că ceea ce face el cu tot acest servilism față de Moscova și Putin, pentru că alți parteneri el nu poate avea, înseamnă în primul rând protecția lui personală. El are atâtea lucruri ilegale făcute în 15 ani, clar că nimeni nu-l întreabă, procuratura este a lui, cum a fost și a lui Voronin, cum a fost și a lui Plahotniuc, cum a fost a tuturor celor care au condus un regim la noi. Dar el se gândește nu la popor, nu la cetățeni și asta e marea durere. Că noi... De fapt, suntem orfani în Republica Moldova, cetățenii, oamenii simpli. Noi nu putem spera într-o putere, într-o guvernare, pentru că cei care ajung acolo au un singur scop. Cum să supraviețuiască politic, pentru ca asta să le garanteze protecția personală în a nu răspunde în fața legii pentru crimele comise. Și asta se transmite de la unul la altul. Și atunci, orice va fi de acum încolo, tot acolo nimerim. Până când nu ne curățăm de tot ceea ce înseamnă fosta nomenclatură comunistă și urmașii lor. Ar putea fi, de exemplu, această moțiune de cenzură a blocului acum un fel de nou început, pentru că într-un interviu acordat Europei Libere, dacă nu mă înșel, președintele Dodon număra voturi, spunea că sunt 33 deja care ar susține, ar mai fi nevoie de vreo 18 și nu consideră chiar imposibil ca din PD să se găsească 18 oameni care să se alăture celor din blocul acum și celor din șor. Acele 33 sunt șor plus blocul acum, zice Igor Dodon. Ar trebui să fie? N-ar trebui să fie? Este asta o cale de urmat? Sau, mai rămâne ca el să se mai și victimizeze în situația în care controlează practic toată puterea, toate instituțiile statului.
și să mai încerce și o asemenea abordare în perspectiva alegerilor prezidențiale. El a intrat deja în campanie electorală și asta tot este o declarație electorală. El s-a întâlnit cu diaspora la Sankt Petersburg, deschide consulate sau ce mai anunță el, el desfășoară o campanie electorală în plin sens a cuvântului, cea care trebuie făcută doar cu o lună, două înainte de alegeri. Asta face Dodon, altceva nimic. Deci astea sunt pur și simplu jocuri electorale. Deși există și o confirmare din partea domnului Popșoi, cumva, că ar fi un asemenea gând, ar exista de a da jos guvernul Chicu. Numai dacă se va ajunge la înțelegerea că justiția din Moldova nu mai rămâne la cheremul nimănui din politicienii existenți sau viitori. De exact. Asta înseamnă procuror european, asta înseamnă să renunțăm la această idee vicioasă că atunci când ajungi la putere trebuie să ai organele de drept care să-ți asigure protecția, să-ți asigure paza. Domnul Stoianoglu, de exemplu, este un... Evident. Domnul Stoianoglu, evident, este un procuror al regimului, cum au fost ceilalți procurori ai regimurilor precedente. Și tot asta noi am avut din perioada sovietică, din anii 90, și rădăcinile sunt pe la Brejnev încolo. Sau chiar pe la NKVD-ul lui Stalin. Pentru că întotdeauna structurile de forță într-o dictatură sau într-un asemenea mutant, cum suntem noi atât de 30 de ani, au aparținut de regim, de guvernare și au executat ordinele regimului. N-au fost independente, n-a existat a treia putere în stat, cum scrie în Constituție, niciodată. Aspirația către un procuror european la un moment dat era pusă chiar în legătură cu România. Vedem însă că România a dat Europei un procuror general, pe doamna Laura Codruța-Kövess, și nu s-a mai auzit însă nimic. Ba chiar în actuala configurație politică, sunt curios să văd cum vedeți dumneavoastră relația dintre Chișinău și București, în condițiile în care acolo există președintele Iohannis și premierul Ludovic Orban, iar aici există președintele Dodon și premierul Chicu. Ca să încheiem cu procurorul, bine ar fi dacă Bruxelles-ul, acum având procuror șef european, având o instituție a Procuraturii Europeană, ar da girul pentru formarea unei procuraturi europene și în Moldova. Și atunci, dacă cei din PD vor să demonstreze că s-au lepădat de necuratul, ca să nu vorbim urât în ziua de Crăciun, atunci ar trebui să se ajungă la o numire în comun Bruxelles, Chișinău, nu știu, alți parteneri din vest, în așa fel încât să fim siguri că acea persoană începe o reformă care va dura ani de zile, dar vom avea speranța legitimă că, într-adevăr, vom avea un rezultat în ceea ce privește reforma justiției. Pentru că astăzi, cu justiția noastră, conduc, de fapt, procurorii. Ei șantajează judecători. Am avut o plângere colectivă a judecătorilor de la Ciocana în legătură cu faptul că sunt filați de către procurori. Și fiecare judecător știe că dacă el nu va executa ceea ce îi cere procurorul, mâine va fi el pe banca acuzaților. Asta este exact sistemul sovietic-stalinist. Nu este nicio diferență. Intensitatea a fost diferită de-a lungul timpului, în ultimii 30 de ani. Clar că s-a ajuns la un apogeu în perioada când Plahotniuc dirija cu toate aceste chestiuni și mergeau dimineață reprezentanții lui și la Curtea de Apel și la Judecătoria Buiucan și stabileau soluțiile din timp la fiecare proces care era pe rol. Dar acum, mai nuanțat, o să continuă același lucru. De exemplu, problema furtului miliardului, Stoianoglu a spus că el nu știe nimic. El nu a văzut rapoartele CLOR, acolo nu, iarăși nu este nimic, ceea ce este o mare minciună. Asta înseamnă că deja ascunde o chestiune. Și între timp vedem fumigene cu ce au mai încercat ei să facă spectacol ultimele luni. Însă, dacă depășim această chestiune cu procurorul, mai departe putem seta o agendă pe termen lung. Eu sper că odată cu realegerea domnului Iohannis la București, respectiv cu guvernul liberal Orban, noi vom putea așeza și în Moldova lucrurile, pornind de la cum ele stau la Bruxelles, la București, așa să fie și la Chișinău. Pentru că la Bruxelles noi avem o majoritate formată din PPE, ALDE, Verzi, ECR și așa mai departe, deci centru-dreapta. În România noi avem o majoritate iarăși de centru-dreapta, avem PNL-ul, avem USR Plus, avem PMP-ul, care formează guvernul Orban Plus, mă rog, alte câteva partide, dar ăștia sunt partea leului acolo. Iar la noi, din păcate, pe dreapta suntem noi unioniștii care avem această problemă în a obține rezultate cât de cât bune, cel puțin alegerile locale care tocmai au trecut, iar centru-dreapta numai cu cei 26 în Parlament, 25-24 cât mai sunt. Însă, nu avem aceeași corespondență a forțelor liberale și respectiv creștin-democrate,
cum n-avem aceeași corespondență aici la Chișinău, așa cum ea este la București și la Bruxelles. Noi ar trebui să replicăm aceeași alianță de tip politic de centru-dreapta și aici. Cum? În condițiile în care, iată, cel puțin în Parlament, blocul acum nu e clar dacă mai este sau nu mai este. Da. Despre democrați, iarăși nu știi dacă s-au reformat sau nu s-au reformat întru totul. Partidul Șor este Partidul Șor, acolo e o problemă, iar unioniștii nu mai au reprezentare politică directă, sunt doar câțiva deputați care se declară unioniști, dar care sunt pe alte structuri politice. Cum se va putea face ceea ce gândiți? Consider că dezbinarea noastră face parte chiar din strategia neprietenilor noștri, chiar a Federației Ruse. Pentru că se știe că noi suntem gata să luptăm până la ultima picătură de sânge, unioniștii, și să ne dăm și viața pentru acest obiectiv, pentru acest ideal, până la urmă, că nu este un obiectiv politic. Dar de cele mai multe ori s-a întâmplat că fiecare a făcut-o pe cont propriu într-o organizație a sa, fie că e vorba de organizație din societatea civilă, fie chiar este vorba de organizație politică. Ei, trebuie să depășim această stare de lucruri, pentru că unde unul nu-i putere, unde-s doi puterea crește, iar unde sunt și mai mulți, cu siguranță învingem, cu siguranță reușim să dăm lovitura cea care trebuie dată pentru ca Moldova să scape de acești 30 de ani de eșec continuu. De aceea am și propus formarea mișcării unioniste din Republica Moldova, în așa fel încât fiecare să-și poată păstra identitatea. Nimeni nu atentează la identitatea unui partid, la existența lui în continuare. Fiecare ține, a muncit, are în spate un palmares, niște rezultate. Dar cu toții împreună, formând o asemenea mișcare, noi putem avea acea reprezentare parlamentară și prezidențială chiar în anii următori. Mm-hmm. Și peste 10 ani, cu siguranță, vom vorbi despre o majoritate de 50-60% în Parlamentul Republicii Moldova sau chiar poate reușim să facem și unirea în următorii 10-20 de ani. Pentru că doar așa putem construi. Și anume pe componenta liberală, noi suntem Partidul Liberal, noi suntem partea familiei ALDE din Europa, unde în România fac parte USR Plus, iar blocul acum este parte a familiei creștin-democrate, unde în România sunt cei din PNL, cei din PMP și respectiv PPE-ul de la Bruxelles. Iată, pe aceste două culoare politice urmează să formăm un front larg pro-european unionist, părerea mea, astfel încât să nu mai existe niciun fel de fisuri între noi și oamenii să fie motivați să participe la alegeri. Bun, dacă analizăm puțin acest proiect, vom observa că, de exemplu, domnul Dumitru Țâcu, Octavian Țâcu, pardon, a optat cumva nuanțat. Dânsul a spus mai degrabă un bloc electoral, nu un bloc politic, s-a apropiat mai mult de domnul Țurcanu și de Partidul Popular Românesc. Cumva se vorbește acolo parcă despre un alt pol. Cum trebuie? Ce să înțeleagă unioniștii din tabloul actual? Acel răspuns nuanțat înseamnă de fapt un refuz. Pentru că noi am spus clar, noi trebuie să ne unim într-o mișcare unionistă permanentă, nu temporară. Bloc electoral înseamnă de fapt o unificare temporară a forțelor politice pe perioada alegerilor, 60 de zile. Ori aceasta nu este o soluție. Noi avem nevoie de o mișcare unionistă, cum a fost mișcarea de eliberare națională în 89 și cum a fost mișcarea de eliberare, tot așa se numea, la 1917-1918. Unde cu toții, făcând parte din această mișcare, fără să încercăm să ne adjudecăm titlul de lider absolut unul dintre noi, dar făcându-ne loc unii altora, promovându-ne reciproc și fiind cu toții din ce în ce mai puternici, să reușim să scoatem de pe agendă problema aceasta a dezbinării, a neunificării și așa mai departe, a unioniștilor în primul rând. Pentru că dacă va mai apărea, de exemplu, un partid unionist sau o organizație unionistă, noi o vom invita în această mișcare. Și atunci dispare posibilitatea diluării forței politice unioniste prin crearea de noi partide. Pentru că dacă nu vor adera la mișcare, oamenii le vor pune întrebarea. Dar de ce dumneata dezbini? De aceea chestiunea asta cu unificare temporară într-un bloc electoral nu este valabilă. Noi în continuare menținem invitația deschisă și purtăm și noi discuții cu cei de la PPR și purtăm discuții cu toți. Există și deschidere din partea marii majorități, a celor cu care am discutat, este vorba de 11 formațiuni în total, dar discuțiile continuă și când va exista decizia pe interior a fiecare, o vom auzi spusă public, așa cum și-au spus cei de la Partidul Unității Naționale, numai că, din păcate, au refuzat, cel puțin la etapa actuală. O să le mai propunem o dată, două ori, 10 ori, poate o să ne audă la un moment dat, pentru că nimeni de unul singur nu mai reușește, este clar. Este clar pentru toată lumea și sper ca ziua de Crăciun să ne lumineze în acest sens. Doar printr-o mișcare comună a noastră, a unioniștilor, astfel încât omului să fie clar că nu se risipește niciun vot, că asta este strategia, niciun vot pierdut. Orice
vot dat unioniștilor va merge la coșul comun al mișcării și automat vom avea deputați în Parlament. Poate reușim să avem și președinte de Republică în peste un an de zile, dacă reușim să ne organizăm bine, că s-ar putea să fim mai mulți deja unioniști pe centru-dreapta decât pro-europeni stataliști. Dar în 10 ani, cu siguranță, vom fi mai mulți unioniști pe centru-dreapta. E interesant, într-adevăr, de văzut cine se va lansa în cursa electorală prezidențială la anul, pe lângă Igor Dodon, care încă n-a anunțat nimic, dar e evident că se va duce. Da. Doamna Sandu și-a anunțat deja intenția. Nu e foarte clar, însă, probabil pentru unioniști, dacă doamna Sandu este sau nu este 100% unionistă sau dacă merită sprijinul unioniștilor. Eu sunt foarte curios ce se întâmplă cu câteva nume tinere, de exemplu, dintre unioniști, care apar, dar apar mai degrabă doar în perioade electorale, cum e domnul Ursu sau domnul Leașenco, de exemplu. Domnul Bilețchi, iată, a avut un succes remarcabil, neașteptat din punctul meu de vedere, dar frumos și notabil în Taraclia. Sunt veteranii unionismului, ca să spunem așa, doamna Pavlicencu, domnul Dabija, cei din Sfatul Țării 2 sau domnul Cosovan, sau nu știu cum îi priviți noastră. Eu așa îi percep și probabil și publicul îi percepe ca fiind voce ale unionismului. Pot fi aduse într-adevăr împreună? Iată, există un prim refuz, domnul Țicu. Tot așa, un nou venit în forță. Da. Forță. Mă rog. Nu? Forță. Noi la alegerile locale și eu personal am luat dublu față de dumnealui. Dar nu mi-am permis să mă bat cu pumnul în piept că eu sunt alesul poporului și că eu acum trebuie să fiu urmat de toți. M-am gândit în felul următor. Chiar dacă am luat eu aceste 10%, mulțumesc locuitorilor pentru recunoștința care mi-au exprimat-o prin acest vot, că puteam să ies șifonat total. Da. Dar am mers și am crezut în locuitorii Chișinăului că n-au uitat eforturile pe care le-am depus și rezultatele care le-am obținut. Însă noi avem nevoie să ne consolidăm cu toții, și aceia care au luat 5 și aceia care au 3, 2, 1, 0,5. Toți trebuie să ne adunăm, pentru că doar împreună putem face 20-30% și doar atunci ești o forță cu adevărat politică. Bun, ideal ar fi 50% de unii singuri, dar o luăm din aproape în aproape. Și oamenii cer acest lucru. Este ultimii ani de zile. Unificarea unioniștilor sunt două cuvinte care sunt pe buzele tuturor. Iată, noi propunem o formulă care înseamnă rezultat bun și, cum să vă spun, niciun fel de problemă, niciun fel de obstacol pentru nimeni în cazul în care aderă la o asemenea mișcare. În ceea ce privește veteranii Mișcării de Liberare Națională, trebuie să mergem de atunci, din anii 50, 60, 70, care s-au opus, dar care mai sunt în viață din acea perioadă, continuând cu generația de aur a anul 1989, cei care au fost în Mișcarea de Liberare Națională, în Frontul Popular de atunci. Iată, evident că ne vom duce și la ei și vom discuta cu ei să vedem cum și dumnealor se implică, susțin cel puțin, ne dau o povață eventual pentru că au o experiență mult mai mare. Deci chestiunea asta urmează a fi făcută și a propus-o chiar unul dintre colegii cu care discutăm în vederea formării mișcării, domnul Vasile Costiuc, un tânăr care a fost la noi la Partidul Liberal. De fapt, marea majoritate a dumnealor sunt foști membri ai Partidului Liberal și care, mă rog... Bun, nu mai avem foarte mult timp. Haideți, dacă se poate, să intrăm puțin și într-o perspectivă anului 2020. Se vorbesc multe scenarii anticipate, iată, o posibilă răsturnare a formulei de guvernare. Unii încearcă să vadă dialoguri între blocul acum și democrații, alții stau reticenți. Care credeți dumneavoastră că vor fi cel mai previzibile și importante evenimente politice din 2020? Vizitele lui Putin, Medvedev, patriarhul lui Kiril în susținerea lui Dodon. Campania electorală permanentă care o să o avem, deja o avem și va intra la turații maxime din ianuarie. Oamenilor, când vom ajunge la alegerile prezidențiale, oamenilor deja le va fi greață. Pentru că se vor simți din nou folosiți și trădați, că le este stors votul. Nici măcar nu le este cerut sau obținut prin simpla manipulare, dar stors, strânși la perete ca să-și dea votul pentru continuarea acestui regim. Având în vedere toate care le-am spus de-a lungul timpului și astăzi la începutul emisiunii. Prin urmare, noi trebuie să intuim, mă refer la unioniștii și pro-europeni, noi trebuie să intuim care va fi așteptarea și dispoziția cetățenilor conștienți din Republica Moldova. Atât cei de acasă, cât și cei din diaspora. Pentru a veni cu oferta politică a noastră, conform acestei așteptări. Să nu fie nevoie să-i bulversăm și noi să-i dăm peste cap ca ei să nu știe ce să facă la alegeri și nici nu vrea să vină la alegeri. Cealaltă parte a societății care trebuie să o luăm în spate și să o ducem
în direcția europeană și românească, care nu va conștientiza nici în cadrul României Mari și nici în cadrul Uniunii Europene ce trebuie făcut, cum trebuie făcut, cum sunt de fapt din ăștia extremiști de stânga și nostalgici după comunism în toate fostele țări socialiste. Deci avem și noi, ăștia 40% sau cât sunt care votează pe socialiști, pe comuniști, USAT, etc. Dar noi, cei care suntem conștienți, atât politicienii cât și cetățenii, trebuie să facem acum un front comun, trebuie să ne unim forțele într-o mișcare în aceeași direcție a noastră a tuturor. Și atunci, dacă se va considera că este mai bine să mergem cu mai mulți candidați și să ne susținem reciproc în turul al doilea, unioniștii cu pro-europenii, atunci facem așa. Dacă de pe acum se va vedea, conform unor măsuri obiective, sondaje de opinie, că oamenii așteaptă să existe un singur candidat puternic de dreapta, centru-dreapta, doi candidați, nu mai mult, de exemplu, mișcarea unionistă și respectiv mișcarea pro-europeană, atunci trebuie să venim cu această așteptare. Dacă oamenii vor spune, din start, decideți voi, unioniștii și pro-europenii, care vă este candidatul cel mai bine plasat în sondaje cu șansele cele mai mari, să-l bată pe Dodon. Atunci veniți cu acest candidat de la bun început, nu ne mai jucăm de-a turul 1 și turul 2, ca să existe o mobilizare cât mai mare, nu începând cu luna octombrie-noiembrie, dar începând cu luna ianuarie-februarie-martie, cel târziu la sfârșitul primei jumătăți a anului. Înțeleg. Ați enumerat o serie de posibile vizite ale liderilor de stat sau religioși din Federația Rusă. Credeți că ar fi bine sau că s-ar întâmpla să vină și, eu știu, de exemplu, președintele României, premierul român sau patriarhul român în vizită la Chișinău? În măsura în care există o justificare obiectivă pentru aceasta și nu pentru o chestiune de campanie electorală sau de evenimente subte din deget. Pentru că în momentul în care ești la un asemenea nivel, prim-ministru al României, președintele României, patriarhul României, în momentul în care vii pentru niște lucruri care nu sunt de nivelul tău, tu compromiți și vizita, și obiectivul, și țara, și așa mai departe. Dimpotrivă, trebuie dată replică la fiecare pas pentru fiecare minciună care o spune Dodon. De exemplu, cum a fost chiar în aceste zile, când Dodon a spus că deja Putin îi dă milioane în condiții mai la fel de bune ca Europa sau România încă... Românii încă nu s-au hotărât. Deci a vorbit în primul rând, pentru asta ar trebui... numai pentru asta ar trebui demis, pentru modul în care se exprimă. Când o să auzim că spune rușii, atunci o să credem că are aceeași atitudine. Pentru că nu poți, la nivel de șef de stat, să spui românii, de parcă ar fi, nu știu, te adresezi oficial. România, statul român și așa mai departe. În privința rușii nu-și permite. Asta denotă atitudinea lui în bătaie de joc. Premierul Orban a spus foarte clar, nici nu s-a adresat Republica Moldova. Deci, Dodon din nou a mințit. Cum a mințit și minte de ani la rând. Bun. Așa ca un fel de, hai să zicem, concluzie acestei discuții. Înțeleg, nu știu, am înțeles bine așadar că unioniștii vor fi prezenți în cursa electorală prezidențială, fie cu un candidat al lor, fie ascultând sondajele. Noi am văzut, de exemplu, că recentul sondaj IMAS a plasat procentul unioniștilor în Republica Moldova de la 34%, sensibil egal cu cei care ar vota pentru PSRM. Deci dacă unioniștii ar fi uniți, ei deja doar ei ar fi o forță egală, cel puțin, unul la unul cu principalul partid pro-rus în acest moment. Ar fi nevoie, într-adevăr, de un, nu știu, minune de Crăciun ca să se unească pe unioniști pentru anul, cel puțin. Credeți, e posibil asta? E posibil să vă aliniați în spatele unui candidat bine plasat, chiar dacă nu neapărat unionist al dumneavoastră, dar pro-european, sincer, există așa ceva? Bun. Sentimentul meu personal este, și intuiția mea spune că această minune de Crăciun se produce. Dacă nu s-a produs încă, ea se produce. Și noi vom avea o mișcare unionistă. Asta este crezul meu. Asta este crezul meu. Acum 30 de ani noi am avut mișcarea de liberare națională. Ei, tot 30% a avut. Minim 30%. Același rezultat minim îl putem obține și noi. Dar treptat, evident, trebuie să se consolideze, trebuie să se vadă, oamenii trebuie să se mobilizeze. Și lucrurile trebuie făcute fără ca cineva să fie strâns cu ușa. Fiecare trebuie să discute la el în partid, să vadă că, într-adevăr, asta e soluția cea mai bună, să fie el convins și toți colegii lui să fie convinși de această chestiune, după care cu toții împreună să facem pasul de a comunica public, de a
semna un acord de colaborare, de a avea un regulament de lucru, de a avea un consiliu de coordonare, de a avea o președinție prin rotație a mișcării, în așa fel încât, repet încă o dată, nimeni să nu pretindă că la un moment dat o acaparează. Deci se exclude din start posibilitatea acapărării acestei mișcări, acestei viitoare mișcări, de către o persoană sau un partid. În ceea ce privește participarea la prezidențiale, de exemplu, m-am gândit, asta poate reprezenta o problemă legată de motivarea alegătorilor în ceea ce privește votul, dar poate ajuta în schimb la motivarea pentru consolidarea mișcării, și anume participarea mai multor candidați din partea mișcării la prezidențiale, cu angajamentul de a ne retrage unii în favoarea celorlalți, unul în favoarea celuilalt, funcție de sondajele obiective, de exemplu, făcute de cei care nu sunt actori politici în Moldova, partenerii europeni sau americani, pe ultima sută de metri. Și rămâne cel care este cel mai bine plasat în asemenea măsurători. Dar între timp putem avea un mesaj comun, putem face promovare partidelor componente ale mișcării și putem avea un start mai bun pentru viitoarele parlamentare, anticipate sau obișnuite. Ne amintim că a mai fost o inițiativă similară atunci când a candidat doamna Maia Sandu împotriva domnului Dodon. A existat un apel ca toți ceilalți candidați să retragă, doar democrații l-au retras pe Marian Lupu, dar ceilalți au rămas în cursă și doamna Sandu a pierdut la limită. Aia a fost o șmecherie a lui Plahotniuc cu Lupu, care au ieșit amândoi în conferință de presă, tocmai pentru a otrăvi acel eveniment, cum a fost și exprimarea imediat după cum a otrăvit. Și se știa foarte clar că atât televiziunile și această televiziune și toate televiziunile lui Plahotniuc, cât și Partidul Democrat lucrau în teritoriu pentru Dodon, în Transnistria lucrau pentru Dodon, peste tot lucrau pentru Dodon. Deci Dodon a apărut în Partidul Comunist la Voronin, la Ministerul Economiei, peste tot în politică datorită lui Plahotniuc. Dodon a fost crescut de Plahotniuc de când era atâtica. Dodon l-a trădat pe Plahotniuc pe ultima sută de metri pentru că vrea el să fie capul mafiei. Dar noi n-avem nevoie de o altă mafie, înlocuind mafia lui Plahotniuc cu cea lui Dodon sau o simbioză dintre ele cu Partidul Democrat împreună. Noi avem nevoie de alt fel de oameni. Noi trebuie să facem un pas și noi către secolul 21. Ei ne propun epoca fanariotă și Evul Mediu. Nici măcar nu ne propun o democrație din secolul 20. Ori noi suntem în secolul 21, din care au trecut deja 20 de ani. Adică o cincime. Ce facem mai departe? Rămânem la nivelul acestor mitocani sau noi facem un pas înainte ca societate și spunem că în politică nu mai au ce căuta din ăștia care se înnavuțesc, nu mai pot după aceea de corupție și de toate cele și își fac televiziuni și de toate numai ca să îndopitocească lumea, ca să ieșuieze într-un lux din ăsta putred de tip, cum am spus, prim secretar a Partidului Comunist, cu ce am văzut acum la Sadova și peste tot unde își face și Dodon. Noi nu avem nevoie de așa ceva. Noi avem nevoie de oameni mai simpli, oameni integri, oameni care își depun mintea și efortul pentru ca ceva să se schimbe din putregaiul ăsta, dacă mai avem o șansă să schimbăm ceva. Înțeleg. Mulțumesc foarte mult. Noi am ajuns la finalul emisiunii. Nu am să încerc să-i spun lui Dorin Chetoacă vreo altă promisiune decât ceea ce a spus. Îi mulțumesc foarte mult pentru că a venit în această seară. Încă o dată mulțumesc foarte mult. Vă urez încă o dată Crăciun fericit. Un an bun, 2020. Să se împlinească ceea ce vă propuneți, pentru că, într-adevăr, e nevoie. Mulțumesc. Să dea Dumnezeu și îmi pare rău că a trebuit să vorbim politică și de Crăciun. Dar asta e durerea cea mare a noastră. Crăciun fericit. Crăciun fericit și dumneavoastră, mulțumesc încă o dată mult. Ne întâlnim și mâine seară, mai sunt două ediții Fabrica până la încheierea acestui sezon, așa că cea de mâine o dedicăm politicii internaționale. Vom încerca să vedem cum arată tabloul internațional în care Republica Moldova încearcă să-și găsească un loc echilibrat, l-aș dori, așa spune domnul Dodon. Foarte complicat însă cu echilibrul ăsta, care arată din ce în ce mai gri. Iar la final, vineri, vom avea o ediție dedicată de data aceasta unui bilanț al politicii interne. Până mâine însă, atât cât am rămas din seara aceasta de Crăciun, încercați să o petreceți cât mai liniștit sufletește, numai bine!